Lucrările la programul Masterplan pe extinderea canalizării în municipiu continuă. În paralel cu aceste intervenții, compania Apaserv, în urma discuțiilor cu reprezentanții primăriei Roman, va interveni din bugetul propriu pentru a completa partea de rețele ce nu a fost cuprinsă în proiectul european. În principal, zona vizată este cea din cartierul Petru Rareș. Am discutat ca zonă de investiții, ca în fiecare an, după cum știți, pe care am rugat să o facă Apaservul pe rețelele sale, ne-am axat aici, în primul rând, acolo unde avem probleme, în zona Petru Rareș, unde programul Master Plan nu reușește să rezolve toate punctele nevralgice și prin completitudine am solicitat intervenții în Petru Rareș, în Bălcescu, în Biruinții, în Fundătura Crișan, să se rezolve și, de asemenea, în cartierul Mihai Viteazu, în zona Aleei Revoluției, Aleea Somiei, cu ieșire în Aleea Liliacului. În special pe canalizare, unde știu că avem probleme. În acest moment, pe proiectul european de extindere a canalizării, se încheie lucrările pe străzile Primăverii Islazului, echipele concentrându-se pe cartierul Lipovenesc. Pe master plan se lucrează în momentul de față pe strada Mihai Viteazu, pe Bucovinei, pe Avram Iancu și Fundătura Crișan. Deci atât în partea de nord-est a municipiului, cât și în partea de vest a municipiului. Primăverii s-a balastat și dată drumul spre circulație. Islazului am rugat ca în timpul cel mai scurt să ne dea drumul. Primarul Laurențiu Leoreanu spune că pe străzile pe care s-a intervenit pentru extinderea canalizării se va reveni în primăvară pentru asfaltarea lor. Și aceste străzi vor intra în planul de reparații generale din acest an. Primăverii Islazului, segmentul străzii Mihai Viteazu de la sensul giratoriu cu Primăverii până la strada Ion Nanu. Deci, acestea pe care s-au făcut intervenții acolo vor intra și ele. Intervenții în asigurarea unui confort pentru traficul rutier se vor face și în cartierele Bălcescu și Petru Rareș. De asemenea, în prima parte a anului, pentru cetățenii din cartierul Nicolae Bălcescu, vom intra cu un program de profilare și balastare a acestor străzi, iar în același timp lucrăm la un program de începere a asfaltării a străzilor din cartierul Nicolae Bălcescu și Petru Rareș. Câte 5 străzi mari au fost prinse în fiecare din acest program, urmând ca în acest an să facem proiectarea, să facem licitația și eu aș vrea chiar să încep măcar câte 2 străzi din fiecare zonă să reușim să le facem. În lista de investiții de pe acest an, studii se vor face pentru asfaltarea unor străzi din cartierele Bălcescu și Petru Rareș. În prima fază sunt vizate străzile Mărului Tinosului, Ocniței și Pescarilor din cartierul Nicolae Bălcescu, respectiv Avram Iancu, Crișan și Nicolae Bălcescu din zona Lipovenilor.